Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, știți deja, vă reamintesc cât de puternici și de minunați sunteți. Astăzi voi face o citire generală, colectivă, pentru a vedea care este energia în momentul de față în câmpul de energie. Ne vom uita la vibrația numărului 23 și vom face și o scurtă discuție pentru a vă transmite părerea mea în legătură cu relațiile. Luați de aici, vă rog, tare mult doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat. Ce nu, lăsați deoparte. Deopotrivă, este foarte important să ne folosim și discernământul în tot ceea ce auzim, ce ascultăm și de la cine ascultăm. Întotdeauna, nu doar în acest context, la mine pe canal. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și suport și pentru mesajele frumoase pe care mi le dați. Le mulțumesc chiar și celor care nu rezonează cu mine și îmi dau dislike-uri la clipuri, pentru că, până la urma urmei, nu pot să fiu pe placul tuturor, nici nu caut asta. Rolul meu în acest moment, în viața mea, este să fiu eu, pentru că voi sunteți deja luați, nu așa se spune? Despre relații este o concluzie la care am ajuns eu prin mine însămi, pentru că, vedeți voi, știți deja, citesc mult, mă informez și, pentru că sunt berbec pentru cine nu știe, și fac lucrurile așa de capul meu, chiar dacă poate de multe ori nu le fac bine, învăț din propria mea experiență, mai ales acum când nodul nord tranzitează semnul berbecului. Gândesc cu capul meu, așa cum este indicat să facem noi toți. Gândurile noastre, concluziile noastre și experiențele noastre de viață nu aparțin nimănui, pentru că la școală mergem toți. Dar de multe ori, unii mai pică examene, nu toată lumea trece clasa, degeaba mergem noi la școală dacă nu ne și rămâne ceva în cap și pe mai departe nu putem sau nu folosim informațiile respective în dezvoltarea noastră și în traiul nostru de aici, de pe pământ, sau mai bine spus, din acest plan. Despre ce voiam să vă vorbesc astăzi, înainte de toate, vă voi lăsa timpii acolo, cine este plictisit de această discuție, merge direct la citirea de tarot. Dacă considerați că informația vă este utilă și vă ajută, chiar dacă sunteți noi sau nu pe canal, vă puteți abona, puteți activa notificările, puteți da like sau dislike. Am văzut că se practică. Deci alegerea vă aparține în totalitate. Vorbeam zilele trecute cu mama, care nu se simțea bine, cea cu doare stomacul. Și evident că am pornit în căutare. Mama mea este scorpion și în permanență arhetipul scorpionului te îndeamnă să scoți la suprafață necunoscutul, ocultul. Eu l-am pe Jupiter în scorpion. Iar Jupiter în scorpion, în literatura de specialitate în astrologie, mai este cunoscut și ca detectivul, ca cel care caută și găsește, caută și găsește, cercetează și nu crede sau vrea să vadă prin propria sa experiență cu ochii lui ce, cum și în ce fel. Și mi-a zis așa într-o doară că ar vrea să facă niște analize despre, mă rog, ceva la stomac. Ei, m-am apucat să cercetez, aveam în casă cartea asta și, ca să știți așa un lucru despre mine, eu am vrut să studiez multe lucruri în această viață, dar m-a pasionat foarte mult medicina. Atât că, fiind la liceu la un profil uman, pentru că îmi plăceau și limbile străine, nu am avut parte de ore de chimie sau de fizică intensiv și plus că profesorii, fiind la un profil uman, cei care erau pe această parte de real, nu își dădeau foarte mult interesul. Ar fi însemnat din partea mea în acele vremuri să fac o investiție financiară în ore suplimentare, nu-mi permiteam și atunci am ales drumul cel mai firesc și m-am dus către ceea ce știam. Și mi-ar fi plăcut să studiez și cardiologia, pentru că bunica mea a suferit de intervenții chirurgicale la inimă și o iubeam și căutam așa să o înțeleg. Mi-ar fi plăcut să fiu medic și să pot să o fac bine, știți cum spun toți nepoții. Așa că am început să studiez microbiomul, pentru că se spune, și uite că mulți cercetători și mulți autori celebri vorbesc despre faptul că toate bolile noastre pleacă în planul fizic din stomac, din microbiom. Vedeți aici autorul și cartea. Din nou, această emisiune, înregistrare, citire, cum vreți voi să-i spuneți, are un titlu informativ, nu înseamnă că părerea mea este și universal valabilă, înseamnă că fiecare, prin propria sa experiență de viață, poate filtra informația.
Și mai zilele trecute v-am spus că mai nou în zona medicinei și specialiștii în domeniu au ajuns cumva la concluzia că demența sau Alzheimerul ar fi un fel de diabet tip 3, pentru că tot cu stomacul are legătură. Și am început să cercetez, mă rog, mama avea altă chestiune pe care voia să o verifice la medic și ce o deranja pe ea. Însă, în esență, vedeți că sunt lucrurile foarte bine interconectate și putem să ne vindecăm. Dar cum putem să ne vindecăm noi? Pentru că aici mă uit la efect, la efect în corpul fizic. Trecem mai departe. Ne putem vindeca prin această lume fascinantă a energiei. Și mai am aici o carte a acestui autor, chiar și cei care nu sunteți din România, puteți să o găsiți, pentru că este vorba despre vibrații, căutați autorul, vedeți coperta dacă sunteți interesați și dacă este tradus în limba voastră, cu siguranță o găsiți. Aici vorbește clar despre chimie și despre viață, despre biologie și despre viață, despre cum suntem influențați de câmpul electromagnetic al planului în care trăim, pentru că și noi avem câmp electromagnetic și pentru că eu activez în acest domeniu al ezoterismului, să-i spunem, al lucrurilor holistice, al sincretismului, cum zicea nenea acela Santos Bonacci, pe care încă îl găsiți pe YouTube. Eu am ajuns la el prin astrologie, că el este la bază, așa l-am cunoscut, mă rog, așa am descoperit clipurile lui, ca fiind un astrolog din Australia. Și tot prin astrologie am început să cercetez aceste cauze ale bolilor, pentru că dacă m-a fascinat să fiu medic, cumva, mi-a rămas, vedeți, ideea asta în memorie. Cartea aceasta v-am mai arătat-o, Boala, o memorie genealogică, și am început să studiez medicina, mă rog, înțelegerea corpului la nivel holistic prin astrologie. Și îl avem pe nenea ăsta, Jeffrey Wolf Green, care a fost un mare astrolog. A lăsat în urmă o moștenire foarte, foarte interesantă și vorbește despre fiecare diagnostic, mă rog, cel puțin cunoscut în parte, cam de pe unde ar veni și cum se activează. Iar toate arhetipurile planetare sau zodiile, cum se spune pe YouTube, au și ele legătură, da, cu familia noastră. Saturn reprezintă figura paternă sau autoritatea din familie, așa cum o poate reprezenta și Soarele. Jupiter reprezintă înțeleptul, bătrânul, bunicul. Luna este mama, Mercur reprezintă frații, etc. Și atunci ne putem uita și putem face o asociere a planului acesta eteric cu planul fizic, unde, uite, am făcut un semn aici, ne dă autorul un exemplu și spune așa: mama mea a avut o soră care a murit la 9 ani. Pe atunci mama avea 14. Aceste vârste pot să apară în generația următoare în mod defavorabil, adică pot apărea provocări în generația următoare a urmașilor când aceștia vor avea 9 și 14 ani. Vârsta de 9 ani corespunde încheierii procesului vital, iar vârsta de 14 ani corespunde unei pierderi afective. Pentru că ea avea 14 ani, a pierdut pe cineva, a fost influențată emoțional, da, a avut o traumă emoțională în legătură cu cineva care avea 9 ani. Deci aceste două etape pot fi declanșatoare de așa zisele boli genealogice. Dar asta nu este totul. Când am ajuns la capitolul cu inima, pentru că mă uitam și la bunica acasă, văd așa ce se poate întâmpla în planul fizic cu mine, ai mei, fetița mea și așa mai departe, am găsit niște informații utile pe site-ul celor de la Heart Math Institute și aici sunt o sumedenie de studii care vorbesc despre faptul că inima are un câmp electromagnetic de 5.000 de ori mai puternic decât cel al
creierului, dar și de faptul că inima are creier, un creier propriu unde se regăsesc 40.000 de neuroni. Și atunci vorbim despre știi, dar nu știi de unde știi. Este un fel de combinație între creier, inimă și stomac. Știți expresia gut feeling? Am un gut feeling, am un sentiment, am un presentiment. Este vorba despre neuronii din creier, din inimă și din stomac. Fiecare dintre acestea având neuroni, deci avem practic 3 creiere, dacă le putem denumi așa pe toate, care toate comunică unele cu celelalte. Ce este foarte interesant este că inima trimite informații la creier și creierul le procesează pe toate. Creierul trimite informații la inimă prin sistemul nervos, dar inima nu le procesează pe toate. Și parcă spuneau anticii, nu, că inima este stăpâna, este la duenia, stăpâna tuturor trăirilor. Nu este chiar așa, este o combinație, vedeți, a omului între ceea ce simte și are legătură și cu chakrele noastre și cu toți centrii de energie. Despre toate aceste informații au vorbit oamenii care au studiat la institut în California aceste lucruri, când au descoperit practic că inima are un creier al său. Cu inima simțim. Și de ce există această conexiune cu relațiile? Pentru că noi aici vorbim despre relații, dar uite și despre lucruri reale. Pentru că dacă nu suntem sănătoși, contează mai puțin cine ne iubește și cine nu ne iubește în această viață. Ideea de bază este următoarea. Tot oamenii de știință au descoperit cum emoțiile pot influența ADN-ul și cum stresul, frustrările, necazul poate afecta ADN-ul. Dar dacă starea de spirit a omului se schimbă, atunci celulele se repară singure. Pentru că vorbim despre inimă și cu inima spunem că iubim, deși Blaise Pascal ne spunea că inima are rațiunile sale pe care creierul nu le înțelege, dacă am spune te iubesc, am spune din inimă, nu cu inima, cu emoția respectivă. Ei, în ADN-ul nostru este memorie ancestrală, pentru că o primim, da, toată această memorie se transmite de la naștere, venim cu ADN-ul părinților noștri. Și atunci s-ar putea ca noi în relațiile noastre, nu s-ar putea, dar vă zic vouă, ca să ajungeți să căutați voi, să cercetați singuri informațiile acestea și să ajungeți la propriile voastre concluzii, poate ale mele nu vi se potrivesc în totalitate. Venim aici și iubim cum au iubit și strămoșii noștri și în egală măsură ne întâlnim cu oameni care și ei la rândul lor au înregistrată, da, în ADN-ul lor informația legată despre cum să iubească, ce simt, cum simt a strămoșilor lor. Și practic neamul meu cu neamul partenerului meu intră aici într-o luptă pentru putere sau într-o frumoasă experiență de viață. Și toate aceste lucruri se numesc în spiritualitate karmă. De foarte multe ori s-a dovedit oricum științific, nu știu cine este autorul studiului, dar îl puteți găsi cu siguranță pe internet, că în ADN-ul nostru au reușit să stocheze informații de un tera sau ceva de genul. Se găsește pe internet, chestia asta am văzut-o așa întreagă totodată, tot ce am citit în viața asta n-am cum să țin minte până la cel mai mic detaliu la nivel de cine a scris ce a făcut, dar una peste alta este foarte, foarte, foarte important să înțelegem că tot ce trăim, tot ce experimentăm are legătură și cu neamul nostru și cu linia noastră transgenerațională și cu faptul că suntem mult mai complexi decât pare. Poate sunt informații noi, poate pentru alții dintre voi nu sunt informații noi și faptul că toți avem aceeași memorie ancestrală pentru că toți venim dintr-o sursă de energie primordială. Aceste adevăruri, aceste informații sunt toate în noi. Noi trebuie doar să le decodificăm prin capul nostru, să gândim cu mintea noastră, să simțim cu inima noastră și să alchimizăm prin stomacul nostru, dacă putem spune așa. Puteți să înțelegeți toată povestea voastră de viață și toate relațiile
pe care le-ați avut până acum cu partenerii voștri de viață, astfel încât să nu mai luați lucrurile personal și să puteți să depășiți, să puteți să vindecați, să ieșiți din traumă, pentru că trauma se regăsește și în astrologie. Uite, zice aici nenea ăsta, Jeffrey, cât de important este să ne dăm seama de treburile acestea, că purtăm în noi, în memoria noastră celulară, traumă. Traumă. Traumă e realmente trauma. Deci este tot ceea ce ne poate pe noi îmbolnăvi. Este un potențial pe care noi îl activăm dacă nu reușim să depășim ceea ce strămoșii noștri nu au făcut. Să vedem acum. Mai este o chestie. Voi și partenerii de viață, pentru cei care nu credeți în vieți anterioare, căutați alte răspunsuri. Voi și partenerii voștri de viață, posibil să vă mai fi întâlnit prin alte vieți unde informația din ADN, ca și memorie, este a relației de atunci, care acum poate se repetă și trebuie înțeleasă, trebuie depășită. Pentru că am spus că inima, da, emoția, iubirea influențează ADN-ul. Avem astăzi sub umbrela mea. Avem și numărul 23, care poate fi înalta preoteasă și împărăteasă. Și în Lenormand avem șoriceii. Foarte interesant. Șoriceii sunt cobai. Înalta preoteasă este subconștientul, da? Putem să ne uităm la informația care deja există în noi, la a ști fără să știi de ce știi, la clar știință. Iar împărăteasa este energia feminină, este mama, este Venus, este forța magnetică care atrage, pentru că Venus este o energie magnetică care atrage. Este energie feminină pură, care în acest context nu are încredere în sine și caută probabil ajutor. În alta preoteasă și împărăteasa vorbesc și despre lucruri bune sau despre lucruri care pot ieși la suprafață, despre surprize la nivel financiar bune, despre cadouri pe care le puteți primi, despre a nu ști cât de senzual, de frumoși, de atrăgători sunteți la nivel de corp fizic, sau despre capacitatea de a vă vindeca la nivel emoțional de toate traumele, vedeți, din memoria voastră ancestrală, din celulele voastre, din ADN-ul vostru, prin forța iubirii. Forța iubirii care are la bază iertarea. 2 plus 3 fac 5 și 5 este explorarea, este viața voastră în care acum învățați, puteți învăța ce s-a întâmplat în trecutul vostru, puteți învăța că viața este mai complexă de atât și puteți evolua, evident. 20, judecata, sunt sub umbrela mea. Pot să fiu pe picioarele mele. Am astăzi protecție și magnetică la nivel financiar să reușesc ceva, la nivel emoțional să mă vindec, să mă simt mai bine, indiferent de ce probleme, provocări și așa mai departe aș putea avea. Pentru cei care nu înțelegeți articolele de la institut de acolo, puteți să le luați cu copii și să le traduceți pe Google. Adu-ți aminte cine ești. Și aici vorbim despre urs, despre putere, despre mamă, ursoaica și pui, cultură, reziliență și convingeri. Convingerile voastre în zona de relații vin din neamul vostru. Poate nici nu ne dăm seama, dar uite, în psihologia modernă se spune că în relații ajungi să fii ca părintele care nu ți-a plăcut, care te-a provocat cel mai tare, fie partenerul tău ajunge să fie sau îl atragi după chipul și modelul și energia părintelui care nu ți-a plăcut. Și atunci putem înțelege de ce, pentru că de îndată ce înțelegem aceste lucruri, viețile ni se schimbă, avem blocaje, trebuie înțelese blocajele, de foarte multe ori nu au legătură cu atacurile energetice din exterior, sunt ale neamului nostru, în primul și în primul rând. A, că vorbim despre fel și fel de
vibrații joase care ne înconjoară în acest moment, da, acelea contribuie. Dar la bază, asta stă. Ia uite, să ne conectăm cu cei care au trecut în neființă, cei pe care i-am iubit. Să îi simțim, să ne simțim pe noi înșine, să ne reconectăm la cel ADN-ul nostru, să ne reparăm prin iubire corpul și relația cu toți cei care încă trăiesc, și cu cei care au plecat și cu cei care încă trăiesc. De ce? Pentru că altfel nu există iubire și armonie în cuplu acum. Și să luăm o mică pauză de la a pune presiune pe noi, să ne reîncărcăm la nivel energetic. Aici la fel arată despre ceea ce vorbim noi, despre faptul că există moștenire de neam a karmei. În funcție de cultura pe care o aveți, știu că acum în martie se pomenesc cei trecuți în neființă. Sau atenție că s-ar putea să-i pomeniți și să nu-i pomeniți într-o frecvență potrivită. Și atunci, da, clar, fără să vă dați seama, invocați din trecut aceleași provocări și le țineți prezente în viețile voastre. Și aici avem contractul, scrisoarea, numărul 27 și numărul 7, casa 7, în relațiile cu ceilalți voi rulați acum și nu numai voi, și eu, pentru că vedeți, de-aia mă uit pentru mine, ca să nu sufere fetița mea mai departe și nepoții și strănepoții și ce-or mai fi acolo. Vorbim despre faptul că există aici un contract de natură karmică care s-a transmis și că putem să ne eliberăm de acestea. Pe de altă parte, de îndată ce noi ne înțelegem pe noi înșine și nu mai judecăm sau judecăm limpede situațiile din viețile noastre, avem aici și cuvântul amintirii, înregistrări, da? Putem să ieșim din conflicte și să ne împăcăm, să ajungem să ne înțelegem cu oamenii pe care îi iubim, fie că vorbim despre familie, fie că vorbim despre persoanele iubite sau partenerii de viață, de care poate acum sunteți despărțiți. Și avem aici greierașul. Să avem încredere, să parcurgem această etapă de tranziție. Cinciul este etapa de tranziție dintre 4 și 6, dintre rezistență și ceea ce am învățat că așa trebuie. 4 este ordine și disciplină, lege și ordine, adică ce e lege nu-i tocmeal, așa a făcut neamul meu, așa fac și eu acum, dar inconștient. 5 înseamnă lupta voastră din fiecare zi, care trebuie cumva să ducă către 6, către armonie, către familie armonioasă, către iubire, copii, casă plină de zâmbete, de chiuială, de fericire. Schimbări neașteptate în direcție, puteți depăși aceste provocări, vă puteți chiar însănătoși. Și mai vorbim aici despre a ne muta către o perioadă mai prosperă în viața noastră. Abundență nu înseamnă doar bani, abundență înseamnă iubire, voie bună, merge bine pe toate planurile, etc. 35 și ancora, stabilitatea și numărul 9. Înțeleg, sunt înțelept, nu mai am nicio treabă cu nimeni. Înțeleg faptul că fiecare om are acolo în spate o istorie, că poate nu vrea să fie rău, dar așa iese atunci. Ok, trec peste, dacă eu îmi văd de treaba mea, nu are de ce să mă deranjeze ce face cel de lângă mine. Știu, unii dintre voi v-ați despărțit după 30 de ani, după 35 de ani. Ok, perfect adevărat, dar știți că mai există o vorbă, am trăit atâta timp cu un om și nu l-am cunoscut deloc. Există o explicație și pentru aceste lucruri și de foarte multe ori contractele acestea sunt pentru 30 de ani, să spunem, și apoi au expirat. Dacă noi în ăștia 30 de ani nu am evoluat, am rămas în aceeași perioadă de tranziție, s-a oprit drumul aici pentru că nu se ajunge la armonie sau poate a fost armonie, dar am făcut un pas înapoi. Există o grămadă de explicații și de cauze acolo care duc către o separare și o despărțire. Și vorbim aici despre a fi stabil, despre lucruri care se pot acum manifesta, despre anul acesta care este un an al revelațiilor, este un an prin care putem comunica, prin care putem avansa spiritual și prin care putem să culegem roadele, pentru că în anul ce vine
Este anul în care să fim înțelepți și să avem lucrurile deja aranjate. Să vedem mai departe. În zona relațiilor, regina de monede și înaltul preot. În zona planului material, soarele, bun. Și 10 de monede. În zona emoțională, îndrăgostiții și 6 de spade. Extraordinar de frumos. Bun, în zona de relații, regina de monede și înaltul preot. Pentru cei care sunteți singuri aici, ideea de stabilitate, de a fi căsătorit, pare să fi fost pe linia voastră de neam o provocare. Sau voi acum aveți o provocare pentru că la nivel de suflet aveți o amprentă energetică unică care în acest moment caută să se extindă. Vrea să facă lucruri, vrea să-și atingă potențialul. Aveți niște dorințe, niște idealuri. Și cumva societatea vă îndeamnă către familia tradițională, către acest program al căsniciei, să spunem, sau al relației stabile. Pare să vă împiedice cursul vieții și pare să vă disturbe modalitatea prin care voi doriți să aveți o relație. Deci fie vă doriți o relație stabilă, fie în neamul vostru, în familiile voastre, toată lumea a avut relație stabilă, nu spun fericită, spun stabilă, de lungă durată, și în voi există informația aceasta, dar pe de altă parte există și informația că este de ajuns și pentru a putea fi într-un cuplu armonios și sănătos, pentru că avem casa a șaptea a balanței, unde există nodul sud karmic acum. Este nevoie de mai mult. Nu este suficient să fii într-o căsnicie sau într-o relație de lungă durată pentru a fi și fericit. Pentru că poate cineva din familia voastră a stat într-o căsnicie, dar nu era tocmai fericit. Și atunci, pentru ca voi să ajungeți într-o relație de lungă durată, este util sau ar fi indicat să introduceți această componentă a analizei neamului vostru și să vă întrebați inima ce vrea și dumnea ei. Pentru că până la urma urmei, după cum am spus, rațiunea ține de creier. În creier regăsim subconștientul care deține informația trecutului nostru, dar inima are și ea un creier propriu. Ce vrea inima voastră? Și atunci când vă este clar și iese în lumină, vă devine clar de ce și ce și cum și în ce fel se întâmplă la nivel de relație pentru voi viața, vă va fi foarte ușor să ajungeți să cunoașteți pe cineva, să intrați într-o relație de căsnicie, într-o relație stabilă, unde să fiți și iubiți, unde să fie altfel decât poate a fost în neamul vostru sau la fel cum a fost în neamul vostru, dacă acolo vorbim despre o istorie fericită și despre un caz fericit. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici vorbim despre energia feminină care este disponibilă și care le face cumva pe toate și despre energia masculină care pare că așteaptă de la energia feminină lucrurile de-a gata sau dacă există niște provocări, niște convingeri în acest moment, acestea vin pe linie de energie feminină pentru că și bărbații și femeile au energie feminină și țin de niște convingeri vechi. Niște convingeri vechi care au legătură cu banii, cu stabilitatea, cu familia tradițională, nimic greșit în această poveste, însă trebuie să facem așa. În cazul în care aveți ceva provocări în această direcție cu trebuie, trebuie să luați o pauză de la acest trebuie și să lăsați lucrurile să vă și surprindă un pic. Unii dintre voi s-ar putea să nu divorțați din cauza că în familia voastră au existat exemple unde oamenii, chiar dacă aveau provocări, au rămas împreună pentru totdeauna, cum se spune. Într-o notă foarte pozitivă, la nivel de relații stabile, există aici niște bani care vă pot intra în casă, există aici o posibilitate să faceți ceva împreună, să vă creșteți nivelul de trai împreună, există o invitație la o nuntă, există cineva care vă poate ruga să le fiți mentor, naș de căsnicie, să spunem așa. Sunteți invitați la o nuntă, poate.
Alții dintre voi s-ar putea să deveniți bunici și să primiți această veste bună că cineva se naște în familia voastră. Acest lucru să vă bucure. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o provocare la nivel de familia merge bine, dar soțul sau soția este mereu plecat în delegații sau chiar dacă este acasă, nu este disponibil emoțional. Ori vine foarte târziu din lipsă de timp pentru că este cel care susține casa sau cea care susține casa, sau pur și simplu în momentul în care suntem împreună există deconectare emoțională. Este totul foarte tradițional, este o rutină bună, sănătoasă, dar nimic important și palpitant nu se întâmplă acolo și ne-am plafonat. Este ca un fel de relație platonică, așa. Și atunci lucrurile trebuie gândite, regândite, să vă regăsiți bucuria de a trăi. Uite, poate o vacanță sau poate, nu știu, timp pentru voi doi să ieșiți împreună, chiar și dacă mergeți la cumpărături, să fie distractiv, să dansați cu căruțul prin supermarket. Eu știu ce spun, pentru că mi se mai întâmplă să fac lucruri trăznite. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici fie ați fost într-o căsnicie cu cineva și ați rămas prinși în ideea de am mare nevoie de tine și vreau să te întorci înapoi și acolo există o codependență și este tot preluată din neam, fie vreau să te întorci înapoi pentru că neamul meu acum zice, face, spune, fie îmi doresc foarte mult să se întoarcă la mine pentru că vreau o relație stabilă cu acest om, energia vă spune că există niște consecințe și că pentru a vă putea împăca cu cineva, de altfel nu este imposibil, este important să vă uitați la cauze. Ce s-a întâmplat acolo, cine și ce a zis și când a zis. Pentru că în acest an vă puteți lămuri dacă mai aveți pe cine aștepta sau nu. Să vedem mai departe. Aici este o puternică energie a Capricornului, a clanului, a neamului. Uite, 10 de monede. Vești bune pentru toată lumea, cei care sunteți singuri. Puteți, aveți ocazia, cu cât deveniți mai înțelepți, cu cât parcurgeți mai multe anumite etape din viața voastră, aveți oportunitatea reală de a întâlni pe cineva cu care să vă conectați la nivel sufletesc, și să fiți relaxați, să aveți o viață bună și prosperă împreună. Este o oportunitate reală, este în linia voastră, dacă vreți să-i spuneți, de destin. Destinul în sine nu există. Noi ni-l facem. Există predispoziții pe care le avem și un potențial pe care noi îl putem atinge sau nu. Puteți întâlni pe cineva cu care să ajunge să fiți împliniți, alături de care să ajunge să fiți împliniți. Cei care sunteți în relații deja, aici există pentru unii dintre voi o condiționare. Stați într-o relație pentru că există stabilitate la nivel financiar, pentru că există sprijin, dar în egală măsură nu mai există sentimente. Și indicat este să vă reconectați și la nivel de suflet. Iar pentru alții dintre voi, văd că veți avea parte de o bucurie foarte mare. După cum vă spuneam, fie deveniți bunici, fie copiii voștri se căsătoresc, fie voi înși vă aveți parte de un câștig material, de niște lucruri bune care vin aici, de stabilitate. Soții, soțiile, partenerii voștri de viață fac lucruri care înseamnă trag pentru echipa mea. Sunt aici pentru echipa mea, sunt aici pentru casa și familia mea. S-ar putea unii dintre ei să vă reproșeze și să se afișeze în fața voastră cu un accent superior și pe voi acest lucru să vă frustreze un pic, să vă deranjeze, să vă supere, depinde de caz, dar le puteți discuta pe toate. Până la urma urmei, aveți aici o bază solidă pe care să lucrați. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există, pe de o parte, potențialul ca persoanele la care vă gândiți voi acum să fie căsătorite și rămân acolo căsătorite, fain, frumos, indiferent de ce spun, iar pentru alții dintre voi există potențialul de împăcare cu această persoană, însă nu din frică și nu din codependență. Nu agățându-mă de această persoană sau de ideea de relație pe care am avut-o, ci mai degrabă fiind conștient cât de puternic sunt eu, atunci când mă relaxez, atunci intru în această vibrație a potențialului major, a încrederii în mine însămi și pot să mă împac cu cine îmi doresc.
Și aici avem un spânzurat întors, dar nu-l voi citi așa. Este o perioadă foarte bună pentru toată lumea să reflectăm la lucrurile care cu adevărat contează în relațiile noastre. Dacă au existat blocaje, acestea se pot îndepărta, dar cu acordul nostru. Noi suntem cei care desfacem scrisoarea, noi suntem cei care am participat la acele relații, noi suntem cei care ne-am creat aceste relații, aceste oportunități în viață, sau noi suntem cei care am contribuit, da, ca și actori principali în această poveste a noastră de relație, de iubire. Există spânzuratul aici care spune: schimbă-ți perspectiva, înalță-te, deșteaptă-te, evoluează, vezi cum poți face ca această relație să evolueze. Pentru cei care sunteți singuri, poate apărea o relație în care vi se spune să nu vă grăbiți, să vedeți lucrurile prin altă perspectivă, altfel, diferit față de cum o faceți voi în mod normal, pentru că aceea este calea, aceea este cheia către o relație de succes, dacă întâlniți pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja, este nevoie să schimbăm puțin perspectiva și să înlăturăm această doză de sacrificiu. Spânzuratul este și sacrificiul pe care noi îl facem. Este numărul 12, care aparține casei peștilor, casa a 12-a din astrologie, care este și autosabotajul. Să vedem unde ne autosabotăm, pentru că noi avem potențial să fim bine, să avem o familie, o relație frumoasă, dar undeva ne autosabotăm și s-ar putea autosabotajul acesta să fie preluat, iar noi să nu fim conștienți de aceste lucruri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această pauză este în viețile voastre pentru ca voi să vă schimbați modul de a vedea lucrurile, pentru a vă schimba perspectiva, pentru a ieși dintr-o zonă de sacrificiu și pentru a gândi mai înalt, cu mai mult respect. Casa a 12-a are legătură cu izolarea. Dacă sunteți în acest moment izolați, deconectați, blocați de oamenii de care v-ați despărțit, înțelegeți acolo de ce. Că poate nu vă merită. Unii oameni vin în viețile noastre ca să rămână, iar alții ca să ne arate ceva. Și așa este. Unii oameni sunt ca niște actori, joacă un rol, dar au un sens. Și atunci înțelegem sensul, pentru că altfel noi nu am putea face diferența între bine și rău. Și aici avem consistență și stabilitate încă o dată. Lucrurile sunt stabile, pot fi stabile, pot deveni stabile, contează modul în care noi ne uităm la aceste lucruri. Pe de altă parte, există aici cineva care și dacă a plecat din viața voastră sau care și dacă călătorește foarte mult, este cumva fidel cauzei, fidel relației. Și dacă v-ați despărțit, într-o oarecare măsură, omul acesta nu v-a uitat. Și aici avem speranța. Speranța nu este neapărat, după cum vă spuneam, un lucru bun, dar încrederea este. Și vedeți, aici are o coasă și în Lenormand coasa înseamnă finalitate. Finalitatea speranței și să pornim în drumul către manifestare, adică să facem niște lucruri sau să conștientizăm faptul că lucrurile pe care noi le facem în mod recurent și nu suntem conștienți de acelea sunt de fapt Doomsday, sunt de fapt pieirea, sunt de fapt ceea ce ne duce pe noi în ceartă, în conflicte și așa mai departe. Și atunci putem evolua prin a ne calma la nivel emoțional, da? Pentru că inima dictează, inima trimite și ea mesaje la creier și ați văzut că acești cercetători din Institutul HeartMath din California ne spun că dragul nostru creier urmează cam tot ce spune inima. Trebuie să ne folosim și rațiunea, trebuie să ne folosim și intuiția, trebuie să ne folosim de tot ceea ce știm noi ca un complet, nu doar de anumite lucruri. Pentru cei care vreți să credeți în asta, există speranță. Există speranță aici de remediere în anumite direcții. Și totul se va întâmpla subit și neașteptat atunci când este momentul potrivit. Forța de manifestare a omului există, potențialul există în fiecare zi, atât că omul prin gândurile sale, prin emoțiile pe care le emite, poate împinge sau poate atrage mai repede în viața sa anumite întâmplări fericite sau mai puțin fericite. Totul se întâmplă neașteptat. Puteți avea parte de o surpriză sau puteți avea parte de o informație care spune că
Deși voi credeați, cineva nu v-a uitat, că cineva încă se gândește la voi, că cineva încă mai speră să reluați conexiunea, toate aceste lucruri sunt posibile aici. În zona planului material avem 10 de monede și soarele. Un eveniment pozitiv se întâmplă pentru voi aici. O nouă ofertă de serviciu care este stabilă pe perioadă nedeterminată. Se transformă ceva din determinat în nedeterminat, din lucrez din când în când sau am un contract din când în când, poate deveni acum foarte stabil, puteți avea parte de abundență. Implică o schimbare, o schimbare neprevăzută aici, care va aduce vouă câștiguri financiare noi. Există și potențialul de a promova, există și potențialul să primiți o ofertă de angajare pe care voi nu ați căutat-o. În mediul de business, se numește în mediul de business headhunting, să vă contacteze cineva neașteptat, să vă vadă undeva cum lucrați și să vă spună, n-ai vrea să colaborăm? Roata destinului, noroc, noroc la bani, noroc în carieră, noroc în afacere, noroc în niște demersuri legale pe care le aveți de făcut, noroc, omul potrivit la locul potrivit. Și pajul de cupe. Și aici vorbim despre emoții pozitive, despre o bucurie. O bucurie ca de copil pe care o puteți simți. Fie voștri copii au parte de aceste realizări, fie voi realmente vă veți bucura ca un copil, precum un copil, de niște lucruri bune care vin în direcția voastră, către voi, la voi, neașteptat. Și vorbim despre avansare, despre abundență, despre relocare în străinătate, despre, v-am spus, ceva legat de lege care vă bucură. Mai luăm o carte aici. Și avem telefonul, uite. Un telefon neașteptat, un mail neașteptat. În timp ce voi vă făceați cumpărăturile sau erați la actualul loc de muncă, vine cineva neașteptat și vă face o propunere. Vorbim despre o notificare, despre faptul că aveți intuiția activată, nu știu, jucați la loterie, câștigați ceva, participați la vreo tombolă, despre un răspuns pe care l-așteptați, pe cale oficială, care de această dată vă bucură. Sunt vești extraordinar de bune aici. Iar în zona aceasta a planului emoțional avem îndrăgostiții și 6 de spade. 6 de spade... este metoda aceea prin care găsesc o cale să mă descurc. Este o soluție care apare, iar 6 este armonia, ca să-mi fie bine. Deci ies dintr-o încurcătură sau în sfârșit, uite, se arată soarele și pe strada mea, poate nu am făcut eu ceva foarte mult în direcția asta, dar voi găsi o cale să mă descurc. Iar îndrăgostiții mai înseamnă și alegere, alegeri în iubire. Aștept ca cineva să se întoarcă sau poate, pentru că avem aici speranța, își găsește drumul înapoi către mine, luând în considerare faptul că avem o istorie împreună. Aveți o istorie împreună, dar aveți o istorie care ar fi trebuit să vă și învețe ceva pe amândoi. Alegeri. Armonie. Avem 6 și 6 din nou. La nivel de sănătate vorbim despre gemeni. Gemenii au legătură cu Mercur și cu casa a treia, dar guvernează și casa a șasea, a sănătății, sunt guvernator de fecioară. Aici avem element de aer, totul se produce pe gripă, pe răceli, pe plămâni, pe gât, pe răgușeală, pe microbi la nivel de sistem respirator în aceste zile. Sau pe gânduri care în sfârșit se așează. Da, văd cu claritate mai multă către ce mă îndrept. 9 de cupe. Văd cu claritate ce-mi doresc. Este foarte important să știm ce vrem, pentru că altfel, vorba aceea, alergăm după mai mulți iepuri deodată. Cineva își dorește să vină către voi, cineva va alege pe voi, cineva alege să facă un pas înainte către voi, neașteptat. Și avem aici din nou un altul preot. Cineva s-ar putea să aleagă stabilitatea. Asta nu înseamnă neapărat că poate veni către voi. Șansa acesta de spade poate fi și o fugă mișelească. A fugit din relația cu mine mișelește și a ales stabilitatea în altă parte. Sau mă alege pe mine, chiar dacă iese dintr-o relație. Sau uite, dacă sunt singur, cineva acum, chiar dacă nu știe exact ce vrea,
poate face totuși o alegere să intre într-o relație cu mine. Este o relație care poate a început ca o joacă sau chiar dacă o luăm mai ușor, are un potențial fantastic să devină o relație foarte, foarte stabilă, așa cum eu îmi doresc. La nivel medical aici este vorba despre o autoritate care într-adevăr vă ajută și vă spune că te poți vindeca sau este un tratament ușor, este o vindecare ușoară. Vreau să scap odată. Da, scăpați. Aici avem 7 de bâte. După cum spuneam și ieri, este nevoie de mișcare, cineva luptă pentru voi sau cineva trebuie să ia o hotărâre. Este un moment din acela crucial. Nexus Point îi spune în fizica cuantică, o răscruce de drumuri, putem să-i spunem noi, în care o decizie trebuie luată. Fie voi, fie cineva drag vouă, trebuie să ia o decizie în ceea ce vă privește și acest lucru s-ar putea pentru unii dintre voi să fie foarte favorabil sau să vă descurcați cu deznodământul care poate vă place, poate nu, dar în esență nu este în totalitate în defavoarea voastră. S-ar putea să fie o soluție de compromis, pentru că înainte de 6 de spade, l-avem pe 5 de spade. În relația de iubire, lucrurile s-ar putea să fie bune. Pe de altă parte, pentru a avea voi parte de o relație de iubire așa cum vă doriți voi, trebuie să luptați mai mult pentru voi sau să vă respectați mai mult. 7 de bâte este etapa din viața omului, din conștiința omului, în care conștiința omului se trezește și în care omul spune eu contez și sunt mai mult decât cred și fac ceva bun pentru viața mea, indiferent de oamenii pe care îi am în jurul meu sau nu. Este o carte a săgetătorului, mă extind în iubire sau iubirea pe care eu o trimit acum în corpul meu mă ajută să vindec trauma de neam și mă ajută pe mine de fapt să plec în această călătorie a vieții mele care înseamnă abundență, prosperitate și liniște, fiecare după cum își dorește. Talismanele. A căzut un dinozaur. Ce interesant. Dinozaur. Se spune că există dinozauri, unii spun așa, unii spun așa, fiecare e liber să spună ce vrea, fiecare are propriul cap și propria minte să gândească. Eu nu cred că au existat. Am tot stat și m-am gândit, eu nu cred până la urmă că au existat totuși. N-am fost acolo, mai rămâne să cercetăm, după cum spuneam, nimeni, dar nimeni nu deține încă adevărul absolut. Așa, vorbim aici despre o închidere de ciclu, uite, de 9 ani. Sau o închidere de ciclu de nou, această iubire, dacă este ceea ce trebuie, va triumfa. Dacă sunteți despărțiți de cineva și este ceea ce trebuie și vă învață pe voi modestia, pe unii dintre voi smerenia, pentru că sunt o grămadă de cazuri, pe alții dintre voi cum să vă iubiți mai mult pe voi înși vă, este ceea ce trebuie și această persoană se trezește la rândul la realitate și până la urma urmei puteți fi împreună, dar este o energie foarte spirituală aici. Este ceva de vibrație înaltă și este un prag pe care trebuie să-l trecem. Pe de altă parte, aici vorbim despre ora 21, despre un act de curaj pe care cineva îl face pentru voi. Îndrăznește, are curaj. Are curaj să treacă peste niște obstacole. Și aici, ieri am avut, nu avem chimie, astăzi avem foarte multă chimie. Cineva este mai hotărât. Uite, elementul de surpriză. Sau se hotărăște din senin, chiar dacă înfruntă niște lucruri pentru voi și nu vorbesc doar de persoanele de care v-ați despărțit sau pe care le iubiți. Cineva pur și simplu astăzi este de partea voastră. Vă duceți undeva să rezolvați ceva, cum am pățit eu ieri. Vi se bagă cineva în față la casa de marcat. Nu trebuie să faceți voi neapărat nimic, pentru că veți avea oameni corecți în jurul vostru care vor avea discernământ și vor evalua corect întâmplarea, situația și vă vor fi alături. Eu n-am zis nimic, am lăsat-o pe cea mică să învețe răbdarea, aveam oricum răbdare pentru că trebuia să așez produsele pe bandă la casa de marcat și doamna de la casă a spus domnului respectiv, foarte urât din partea dumneavoastră, erau doi și unul a înțeles că stăteam la casă dedicată pentru copii și că nu folosesc copilul pentru a fi acolo, ci pur și simplu eram doar noi două acasă și trebuia să facem cumpărături. Bun, aici avem o intervenție stomatologică care poate fi, poate nu fi, vorbim despre dantură, vorbim despre ceva moștenit pe linie paternă.
Dantura are legătură cu berbecul, dantura are legătură și cu Saturn și cu Capricornul și asta înseamnă arhetipul familiei și al neamului, unde acum puteți să încheiați niște provocări care, uite, pentru ei au fost importante, dar pentru voi, gata, nu mai sunt. Să vă dezlegați de karma, de neam, uite că vorbeam despre ADN mai devreme, prin iubire, da, inima, emoțiile care influențează ADN-ul și repară codurile, uite, sănătatea, uite și creierul, inima are creier, da, inima are creier. Și putem deveni foarte înțelepți și putem să ne dăm seama că în subconștientul nostru este informația aceasta din ADN, care practic s-ar putea pe unii să ne ajute în această viață sau pe alții să ne saboteze în această viață și să nu ne dăm seama și să jucăm fel și fel de roluri, să îmbrăcăm fel și fel de arhetipuri în relațiile noastre și să spunem că suntem nefericiți. Uite, nașterea unui copil poate fi aici sau este vorba despre o lungă istorie care are legătură cu copilul vostru interior și cu trauma ancestrală. Aici este vorba despre cineva foarte îndrăzneț care poate apărea în viața voastră să repare o situație care vă vede pe voi foarte atrăgători, foarte frumoși, foarte senzuali și este o relație corectă. Atenție pe de altă parte că este nevoie de echilibru între inimă și creier, să nu facem lucruri trăznite sau de moment, din impuls. Aici avem din nou soarele, vești foarte bune, vești foarte bune, o situație care se remediază și voi veți ieși, uite, arcul de triumf, învingători, dintr-o poveste. Pentru unii dintre voi aici se înfrumusețează o situație sau trebuie să lăsați să treacă pe lângă voi niște lucruri, să vă eliberați de niște lucruri care nu vă aparțin sau de niște gânduri, pentru că dacă ne gândim obsesiv la ele, mă întorc la Pluton vărsător, mă întorc la faptul că și Venus o va întâlni pe Pluto și este o energie obsesivă. Trebuie să fim precum țara arde și baba se piaptă, așa este zicala, nu am inventat-o eu. La nivel de sănătate, uite, prin imaginația noastră, prin puterea noastră creativă, ne putem vindeca corpul sau nu numai. Aici vorbim despre o terapie prin culoare, prin imagine, prin amintiri, să vedem ce e bun acolo. Poate încearcă strămoșii noștri să ne transmită ceva în aceste zile și ne ajută să ne vindecăm viețile, să ne reparăm viețile. Uite, de două ori sensul acesta al justiției se înclină o balanță. Poate avea legătură cu țara, cu locul, uite o inimă aici, cu un drum pe care îl faceți. Din nou, vindecarea. Voi și cineva drag, trăiți o poveste similară, cunoașteți pe cineva care seamănă cu voi și la fizic, și la modul în care gândește, și la modul în care simte. Sau pur și simplu sunteți aliniați. Aici avem absolvirea, depășiți o situație conflictuală, vă eliberați de ceva ce părea interminabil anterior. Primiți un tratament care vă ajută să scăpați de o situație. Vedeți că acolo la tuse și la plămâni este tristețe. Ați intrat într-un egregor al tristeții. Aici vorbim despre străinătate, despre o viză, despre niște acte. Străinătate înseamnă și dacă voi sunteți în altă țară față de cea natală, vă bate gândul să vă întoarceți acasă pentru că deja străinătatea a devenit un mit. Acest un pian și soarele. Ați vrea să faceți o schimbare sau ceva vechi, trebuie să mutați ceva vechi, trebuie să vă îndepărtați de niște locuri vechi. Roata destinului, cineva anunță, primiți o veste de asta foarte norocoasă, nu știu, se întâmplă ceva, căutați în buzunare și găsiți niște bani, nu știu, e o chestie foarte bună care se întâmplă aici. Uite, puteți merge la un concert, la un spectacol și se întâmplă acolo niște lucruri foarte faine. Și avem inițialele F, V, P, A și H. Și mai avem peștii, casa a 12-a și spânzuratul. Să ne dăm seama cine suntem și în casa a 12-a începe totul pentru că este pântecul mamei. Și dacă ne gândim așa obiectiv, noi stăm în pântecul mamei, mama a stat în pântecul bunicii și așa mai departe. Vă dați seama cât ADN avem, câtă informație de fapt avem stocată, înregistrată în ADN-ul nostru. Deci eliberarea aceasta, potențialul acesta de a ieși din izolare, dintr-o poveste recurentă a neamului nostru.
favoare, cineva vă ajută, aveți de rezolvat niște chestiuni legale, de scos la imprimantă ceva, cineva vă ajută. Pe de altă parte, aici vorbim despre Harry Potter. Harry Potter, lumea magiei. Aveți acces la niște informații care înainte erau încuiate. Știți cum ziceau oamenii aceia în Harry Potter? Ei erau magicieni, vrăjitori. Despre oamenii normali, că sunt încuiați. Vă amintiți ceva legat de neamul vostru, casa voastră, tradiție, care vă ajută, vă destupă, vă oferă acces, vă luminează mintea. Vă amintiți ceva din vremurile bunicilor voștri, poate pentru unii dintre voi, sau din moși strămoși, cum se spune. Alții dintre voi puteți să accesați un serviciu mai bun, altfel față de cum aveți acum. Cineva vă salută. Vedeți o înregistrare, vedeți un clip, vedeți un video. Vă ajută această informație. Alții dintre voi veți avea o surpriză, să știți. Uite, care vă aduce bucurie. Vă aduce bucurie. Primiți un cadou. Poate cei care aveți accent în pești sau cineva dintr-un semn de apă, nu este obligatoriu să fie doar atât. Vă ajută Mercur în pește acum, să știți, să conștientizați niște lucruri care vă pot ajuta să vă schimbați viețile. Nu contează ce vârstă avem, nu contează. Sufletul este veșnic. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!